Mii de credincioși au stat ore în șir la coadă să se roage la brâul Maicii Domnului, un obiect despre care se spune că ar fi fost făcut chiar de mâinile Fecioarei Maria. Nici vremea rea, nici înghesuiala nu i-au dat înapoi pe Noriaș. Este pentru prima dată când obiectul sfânt este adus la București, unde va rămâne până marți. Oamenii nu au ținut cont de vremea rea și nu au plecat acasă până nu s-au rugat la brâul Maicii Domnului, adus de la o mănăstire din Grecia. Ne rugăm, ne ajute Dumnezeu la toată lumea și nouă, copilași. M-am rugat pentru sănătatea nepoților, m-am rugat pentru sănătatea mea, pentru pace în popor, pentru pacea de sus și de jos, liniște sufletească. În permanență trebuie să ne rugăm, nu numai pentru noi, pentru toată lumea. Despre acest brâu se spune că este singurul obiect făcut chiar de mâna Maicii Domnului care se păstrează intact până în ziua de astăzi. Se mai spune despre el că vindecă infertilitatea, dar și boli grave, cum ar fi de exemplu cancerul. Nu este așadar de mirare că mii de oameni stau aici cu orele ca să poată ajunge în față, să atingă și să se roage la racla cu brâul sfânt. Credincioșii s-au rugat la brâul Maicii Domnului și pentru rezolvarea crizei politice, din cauza căreia se tem că nu-și vor mai primi pensiile. Să fie mai bine, mai bine să împace și ăștia din Parlament, că uite ce scandal e. Și abia așteptăm să ne dea și nouă pensiile, dar să vedem dacă ni le dă. Dacă ne mărește sau nu ne mărește, nu știu. Că băiatul meu e bugetar, ce mamă, am pierdut 4 milioane, nu mai cred că mai dă. Scandalul ăsta care acum în guvern nu e bine deloc. Acum eu nu mai merg, că la 88 de ani sper că nu mai am mult, dar cei care rămân tineretul ăsta, asta este. Credincioșii se mai pot ruga la brâul Maicii Domnului până marți, la parohia Sfântul Apostol Ioan din sectorul 4 al capitalei.